Salut, prieteni, sunt la Înalta Curte, unde vreau să vă arăt un alt deputat borfaș din partidul PNL, Păieș Gabriel, cel care a devenit borfaș. Nu mai intra înăuntru, că tot pe aici ești, borfașule, nu scap de mine. Deci ați observat, a intrat înapoi, crezând că scapă. Deci haideți să vă zic ce a făcut acest deputat PNL, Păiașu Gabriel, care, fiind și, să vă spun așa, membru în Comisia Parlamentară de Agricultură, prin acte false, prin semnături, a încasat el 410.000 de lei bani nerambursabil de la APIA. Pentru că cică ar fi avut niște terenuri agricole, ceea ce nu este adevărat. El acum este trimis în instanță pentru infracțiuni de corupție. Deputat PNL care din anul din 2021 nu mai este afiliat la niciun partid politic. Așa? El a intrat înăuntru vrând să scape de mine. Și acest deputat a luat niște bani fără să îi merite. Iar în același timp țăranii care ar fi trebuit să primească banii de la APIA pentru să își facă pământurile, nu primesc din cauza că avem acești deputați borfași care, datorită funcției lor, se duc la primari, viceprimari, să le promită să ia bani. Acest borfaș a intrat înăuntru, dar o să iasă tot pe aici, pentru că vreau să vedeți ce am trimis noi în Parlament. În loc ca să trimitem oameni să reprezinte poporul, noi am trimis borfași în Parlamentul României. Îl așteptăm să iasă. Am să întrerup aici și când iese am să reintru. Pentru că borfașa a intrat înăuntru crezând că scapă de mine.